Și cam așa stă treaba în septembrie, cu ai noștri bananieri la început de septembrie, cu ai noștri bananieri puși în august, la jumatea lunii sau cam așa ceva. Pus niște piticani, niște alea mici și cam așa ceva a rezultat. Unii mai mari, alții mai mici. Important e că sunt prinși, sunt frumoși, au crescut. Sunt oarecum plante, nu doar plantuțe. Și au dezvoltat foliaj. Au și ei ceva mai maricel așa. Și fiecare se dezvoltă în felul lui. Unii mai bine, alții mai puțin bine. Alții nesperat de bine. Fiecare după cum a putut. Au fost udați, întreținuți și creșterea de 2 săptămâni. 2 săptămâni și ceva, mai bine zis. Am luat după la vecin coceni să-i protejăm peste iarnă. Cocei în folie, etc. Via e plină de struguri, doar că nu prea ne interesează pe noi lucrul ăsta. Cine își dorește piersici de vie? Avem și de ăștia. Înălțime 80 de centimetri, 1 metru, depinde. Am pus câțiva pe aici și văd că s-au dezvoltat destul de bine. Deci, cine dorește piersici sau nectarin de vie, ce or fi, momentan nu mai știu. Dar cert e că sunt măricii. Am și la ghiveci mai mici. Da, vie plină de struguri, dar încă nu e copt. Bine, că până pe mine nu prea m-a interesat. Nu m-au interesat strugurii, dar de bine de rău sunt pe aici. Ăștia sunt extrem, extrem, extrem de gustoși. Cu toate că nu le știu soiul, dar sunt niște bile frumoase. Nu le știu soiul. Dar foarte, foarte buni. Foarte buni. Ca struguri și mari. Foarte gustoși. Productivi. O jordiță micuță. Uitați. E o ramură, un picior, cum s-ar zice, ce are aici și în partea asta restul. Dar nu se coacă acum, mai târziu. Oricum, foarte bun. Ideea e că via asta va fi altuită cu din aia de masă, soiuri ruse și ucrainene. Cine-l cunoaște pe Roman Beliciuc, de acolo mi-am făcut aprovizionarea aia. Te înțelegi mai greu cu omul că de vorbește doar rusește, dar... Dar bine de rău. Am luat jarde de calitate. Deja am vreo 50 de soiuri și o să tot aduc. Deci pe aici așa stă treaba. Momentan. În zona asta pe aici, inclusiv dând jos aia, dând jos pomii și așa, în toamna asta, va fi un solar imens pe tot locul ăsta. Bineînțeles, aici va fi vie de masă, altoită toată în câțiva ani. Și toată porțiunea care rămâne vor fi iar 50-60 de bananieri. Plus kiwi, plus fel de fel. Că o să fac gardul. Deocamdată cam așa ceva am găsit pe aici. Dar o să-l refacem. Facem ceva ca lumea. Frumos, elegant, scump. Și o să punem pe margine pe acolo. Oricum, trebuiesc garduri, că garduri de 2 metri înălțime. 2 metri și ceva, nu panoramea asta de 1,40.
peste care sar câinii și e nasolă treaba. Și avem, avem ceva loc până în mașina aia. Dar trebuie să dăm jos pomii, boscheții, să rămână decât o parte din casă și ce mai e pe acolo. Cum vă ziceam, toată zona asta trebuie eliberată și făcut până în capăt umplută cu bananieri. Afinii ăștia canadieni trebuie smutați așa pe lungimea solarului, că va fi până în casă acolo. Cine vrea zmeură neagră, și am și la ghiveci în momentul de față, și a fiind canadien și siberien am la ghiveci, dar din toamnă, târziu și primăvară am și cu rădăcină nudă. Și multe, știți de dincolo câte am. Vă mai dau așa un ultim cadru cu bananierii, ca să vă faceți așa o idee despre mini plantația ce o să am pentru dumneavoastră. Bine, puiilor. Din primăvară o să am 102 de pui aici. Dar mai pun încă vreo 50 de plante mamă ca să fac mulți, că nu mi-ajung. Mereu mă cert cu clienții mei că de ce nu-i servesc și pe ei. Păi dacă nu mai am din ce? Dacă se vând foarte bine și n-am din ce, ce să fac? Nu pot să-i mulțumesc pe toți. Ei sunt mulți, eu sunt unul. Plantele îmi sunt limitate, țara e mare și mulți clienți. Da, o să mai punem. Sperăm să facem față de anul viitor, din 2024. Acolo cu o mică parte și ulterior mai punem vreo 50. Aici avem doar 18. Deci o să avem la vreo 80-90 de plante mamă. Dacă nici așa cu câteva sute nu facem față, e nasoală treaba. Haideți, vă salut, prieteni. Seară frumoasă.